Slăviți să fie Domnul! Haideți, ne ridicăm în picioare, deschidem Sfânta Scriptură în cartea Evanghelistul Matei și vreau să citesc un singur verset din capitolul 5 și anume versetul 8. Matei 5:8. Ferice de cei cu inimă curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Amin. Și vă rog să reocupați locurile. Ca să nu rămân dator cuvântului care a fost citit de fratele Varadin, aș vrea să împărtășim împreună câteva gânduri din Matei, din capitolul 14, unde este descrisă o minune pe care a înfăptuit-o Domnul. Domnul, la un moment dat, a înfăptuit minunea aceasta numită înmulțirea pâinilor. Pentru ca Dumnezeu să poată face o minune, trebuie împlinite câteva condiții. Trebuie făcuți de noi câțiva pași și apoi Domnul intervine cu minunea. Începem de la versetul 14, Biblia spune așa: când a ieșit din corabie, Iisus a văzut o gloată mare, i s-a făcut milă de ea. Cred că minunea începe atunci când noi avem un sentiment de compasiune, de milă. Domnul a mulțit pâinele pentru că i s-a făcut milă de flămânzii care l-au ascultat 3 zile în pustie. Când ne rugăm pentru cei bolnavi, cel mai greu ne este nouă care reprezentăm situația, cel mai greu ni se stârnim mila adunării și compasiunea. Că dacă spun, am primit un bilet, o soră 32 de ani, bolnavă de cancer, să ne rugăm, poate mai bine de un sfert nu se roagă. Și cei care se roagă spun, Doamne, ai milă de sora aceea. Ei, eu știind lucrul acesta, vin cu biletul și spun, fraților, sora asta are 5 copii, am fost la ea, am vizitat-o, ea stă în pat, bărbatul da mâncare la copii așa de neîndemânatic și așa e de greu la om. Și adunarea ridică capul interesată. Și principala mea grijă este să stârnesc mila adunării ca ei să se roage cu milă. Ca să facă Domnul o minune, în primul rând trebuie să avem milă de ăla năcăjit, de ăla căzut. Că dacă eu mă duc la un bolnav cu grabă și am fost la 10, la sute de bolnavi și știu ce am de făcut, sticluța cu un de lemn, un frate să citească Iacob de la 5, de la 13 la 16 și ne rugăm Domnul și plecăm, că mai sunt și alți bolnavi. Și o fac așa ca un profesionist. Nici o trăire, nici o durere, nici o lacrimă, nici un interes până la urmă. Mi-am făcut treaba și am plecat. Nu mă aștept să văd mari minuni acolo. Dar când te pui alături de acela care suferă, când te rogi ca și cum ai fi tu în cauză. Eram odată la o mormântare, la o mamă tânără cu mulți copii, afară cânta corul, mulțime mare, eu trebuia să predic și stam rezemat așa de stâlpul porții cu un frate în vârstă din Frăteuți care trebuia să predice. Noi eram predicatori și fratele Ionic îmi spune mie, frate Dragoș, haide un pic până în casă ca să plângem. Când m-am dus în casă, era o jale, copii mici, plângeau, boceau. Așa mi s-a fost frământată inima și fratele Ionic spunea, stai aici, stai până ți se moaie inima, după aia ieși la predică. Nu te duci din ograd, așa stai de vorbă, ce mai faci, frate, cum mâi și te duci la predică. O spunea, fratele, nu ies să predica bine, stai aici și plângi 5 minute și apoi ieși în prag și predică. Și am constatat că avea dreptate bătrânoțena. Frații mei, ca Dumnezeu să facă o minune, El trebuie să vadă că nouă ne pasă, că noi plângem, că noi lăcrămăm, că noi ne doare. Eram în adunarea din Prilipca și predica un frate, un caz real. Și că, fraților, pe o șosea s-a întâmplat un accident. El nu a spus unde și cum, nu știu, familia cu tare a avut un accident. Sora era în mașină, a luat-o ăia de la smurt și a dus în comă la spital. Și bărbatul a scos telefonul și a dat telefon la un prieten de-a lui. Măi, frate, uite, nevastă mi-a avut un accident cu mașina, te rog, roagă-te, Domnul. Și ăla spune, da, să știi că mă rog, mă rog. Dar el a mărturisit că el era la strâns fân, avea niște trifoi cosit,
avea prepelegii bătuți și venea ploaie și el strângea fânul și o spunea, Doamne, ai milă! Și mai da cu grebla și mai strângea, ai milă! Și făcea prepeleagul să nu-i vină ploaia. Dar bărbatul ăla o mai da telefon la cineva, la un prieten de-a lui. Familia aceea care o primit telefonul era în mașină. Și mi-au spus, fraților, o tras pe dreapta într-o parcare și așa în parcare s-o pleca pe genunchi s-o rugat. Și în timp ce se ruga familia aceea, o venit din urmă altă mașină de pocăiți, nu-i cunoștea. Dar când au văzut niște pocăiți în parcare, se roagă, s-o da jos, domnule, ce s-a întâmplat? Spune cu o prietenă de-a noastră în com, la spital. Și îmi spunea fratele ăsta, s-o strâns 3-4 mașini, îngenuncheați în parcare și se rugau. Și întreba el, care credeți că a avut milă mai mare? Nu aceea din parcare? Că odată era un om căzut între tâlhari și a trecut un preot, a trecut un levit și când a venit rândul samaritianului, s-a plecat, l-a luat în brațe, i-a uns rânele, vin, un de lemn, l-a pus în spate pe casin, l-a dus la hangiu și întreabă Domnul, care și-a făcut milă? Frații mei, ca Dumnezeu să lucreze cu minuni, când mergem la un bolnav, la un nenorocit, la unul cu depresie, la unul cu probleme, noi trebuie să avem milă. Să ne-o dea Domnul, amin? În al doilea rând spune cuvântul Domnului că au venit ucenicii, s-au orientat ei și au spus, dă drumul, aici în locul e pustiu, n-au ce să mănânce. În al doilea rând, nu folosiți rațiunea și inteligența voastră în provocarea unei minuni. Nu, că nu are rostul. Minunea începe dincolo de bariera rațiunii noastre. Dincolo de limita inteligenței noastre. Când a ajuns Domnul Nazaret, nu a putut face minuni, pentru că oamenii îl cunoșteau și spunea, dar cum face el minunile astea? Păi minunile nu se înțeleg cu mintea asta, nu ai cum. Petru era pe mare, vede o nălucă, îi se pare că e o nălucă, cineva umbla pe valul, strigă, și Domnul spune, nu te temi, măi, sunt eu, dacă ești tu, poruncește să vin la tine. Și Petru începe, în legea lui Arhimedes spune că orice scop cufundat într-un corp lichid, disloc o greutate. Așa a făcut Petru. A început să facă calcule, cum să pășesc eu pe ape? Că Arhimedes era în yoga atunci, era filozoful la grec. Petru a spus, dacă îmi poruncești, eu vin, o sări din barcă și s-a dus. Câtă minte o trebuie lui Petru? O plecat niște împărați la război și după câteva zile nu mai a avut apă. O spus, Dumnezeu ne dă mâna vrășmașilor, nu avem apă. Nu-i un proroc, este Elisei fiul lui Șafat, care turna apă pe mâinile lui Ilie. Elisei vine în coace. Întreabă pe Domnul, ce să facem? Și în timp ce un cântăreț cu harfa cânta, Elisei strigă, viu este Domnul. Săpați aici groapă lângă groapă, nu va fi nici nor, nici vânt, nici ploaie și veți bea apă. Câte minte le-o trebuie la împărat să ce ia, să se apuce să fac gropi? Care-i logica, care-i rațiunea omenească? Putea să spui Elisei, și așa splămânți, și așa sunt setați oamenii, și așa abia stârie ciubotele în urma lor, că îți cavai de ei. Îi mai pun să se epi tranșeie, dar în disperarea lor au spus, au vorbit Domnul, și Domnul nu justifică față de noi porunca lui. Săpăm groapă lângă groapă. Eu vă întreb, s-au umplut gropile cu apă? Pentru că a vorbit Dumnezeu, amin? În înfăptuirea unei minuni, trebuie să trecem de bariera noastră rațională, de intelectul nostru. Să ne ajute Domnul să o facem, amin? În al treilea rând, slujiți Domnului după nevoia apărută. Când vorbim de darurile Duhului Sfânt, mie mi-ar fi plăcut enorm să vorbesc de darul prorociei, darurile Duhului Sfânt. Nu ne încape vremea acum. Una din recomandări pentru oamenii lui Dumnezeu este să slujească biserice la nevoia care este. Eu mă duc să cânt o cântare, știu că este un frate care nu se simte bine, îmi iau harfa sub braț și mă duc să cânt o cântare. Și omul ăla când mă vede spune, frate, bine că ai venit, fă o rugăciune pentru mine. Eu n-am dar de vindecare, eu nu chema să mă rog, eu am venit să cânt. Și ăla spune, mă, nu îmi trebuie cântare, că mă doare capul, fă o rugăciune. Frate, sunt în țară oameni cu dar, dă telefon, cheamă-i. Așa facem noi? Măi, dacă mă roagă și îmi spune, fă o rugăciune că mă doare capul, asta e nevoia lui, eu asta o fac. Sau suntem într-un grup și n-are cine o cânta o cântare. Frate, dragul, își cântă o cântare, dar eu nu-s cântăreț.
Dar acolo trebuie o cântare, eu cânt o cântare. Arde casa la cineva și vine un frate și spune, n-ai vrea să vii cu mine mâine să facem o strângere? Și eu spun, da, eu nu-s diacon, eu-s păstor, eu nu umblu cu saci de cartofi în spate prin sat, că nu-i darul meu, eu am darul să învăț. Ei, ce păstor aș fi eu? Eu spun, da, hai, pune cai la căruță, ia mașina, ia ce ai, hai să strângem. Slujește bisericii după nevoile ei și vei vedea că Dumnezeu onorează slujba ta. Că minunea nu o fac nici eu, nici tu. Minunea o face Dumnezeu. Dar eu mă implic cu ceea ce îmi spune Domnul. În al patrulea rând, folosește ceea ce ai. Mie îmi place că biserica Domnului dintotdeauna nu s-o plâns de ce nu are. S-o bucura de ce are și o folosit. Poarta frumoasă. Petru și Ioan trec pe acolo. Unul stă cu mâna întinsă, așteptând milostenie. Și Petru îi spune, argint și aur n-am. Și dacă argint și aur n-am, eu mă duc la templu să mă închin. Dar Petru nu a făcut așa. Argint și aur e drept că n-am, dar ceva am. Și eu folosesc ceea ce am. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te, ridică spatul și umblă. L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus, îndată i s-a întărit picioarele și gleznele, dintr-o săritură a fost în picioare, umbla sărind și lăudând pe Dumnezeu. Frații mei, folosim ce avem. Ce avem noi aici? Câțiva peștișori și puține pâini. E bun, e suficient. Atâta am, atâta dau, că Dumnezeu nu vrea mai mult. Dar puținul care l-am, să-l aduc Domnul. Aduceți în casa Domnului. Să ne dea Domnul credința asta, amin? Amin. În următorul rând, nu mai știu cât e, când am, ascultați de ceea ce vă poruncește Domnul. Ucenicii au ascultat, în parte pune să șadă pe iarbă. Altă dată spune că i-au pus câte 50. Și eu mă gândeam atunci, să vezi mofturi acolo, eu nu stau cu ăsta aici. Vrea Domnul să mulțească pâinea, eu vreau un grupul ăla, hai numărați 50. Și spune lui Petru, știi, eu nu vreau să stau cu fratele Baradim, eu vreau cu fratele Victor să stau. Și vezi ce foială, o jumătate de zi recomblat dintr-o parte în alta, nu? Eu nu așa văd. Și nici nu văd mofturoși. Să-mi spună, domne, eu nu mănânc pește. Mie nu-mi plac chifle de pește, eu nu mănânc pâine cu pește, eu am pretenții, nu? Ei, oamenii ăștia rup de foame, nu mai emis pretenții. Eu cred că le-au spus, așezați-vă pe iarbă, pune câte 50, repede, 50 ei, 50 acolo, 50 acolo, pâine și pește. Toți s-au mâncat, s-au săturat. Aș vrea că atunci când dorim Domnul să facă o minune, să nu venim cu multe pretenții de-a noastre. Când predicam din Luca 18, văduva aceea s-a dus la judecătorul nedrept cu o singură cerere. Fă-mi dreptate. Nu mai spus și la nepot și la nepoată și mai am un pământ și mai am o casă. Nu, nu, fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Dumnezeu se prezinte la Gabaon, lui Solomon în vis și îi spune, ceri ce vrea. Și eu mă gândeam, aș lua o foaie de hârtie și pe o parte și pe alta aș umple. Asta, 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 asta. Nu, Solomon a fost, el avea înțelepciune deja. O spus, dă-mi înțelepciune, Doamne. Și apoi Domnul a completat el mai departe. Când venim înaintea Domnului și așteptăm o minune, facem ce ne spune Dumnezeu. Amin? Amin. Și în ultimul rând, eliminăm risipa. Că Dumnezeu nu face niciodată risipă și la urmă s-o strâns toate firmiturile. Deci când vrem ca Dumnezeu să facă o minune, trebuie să se îndeplinească câteva condiții. Noi trebuie să parcurgem pașii pe care i-am arătat și aș dori ca Domnul în adunarea voastră să lucreze cu semne și minuni. Amin? Aș vrea să ne întoarcem la cuvântul care l-am citit, n-am predicat niciodată de aici. Este un cuvânt care l-am primit în noaptea trecută pentru adunarea dumneavoastră. Și cuvântul Domnului spune, ferice de cel cu inima curată, că cel va vedea pe Dumnezeu. M-am oprit la versetul acesta și am primit de la Domnul câteva gânduri, ele sunt pentru voi, că n-am mai predicat de aici niciodată, dar dacă se potrivesc vouă, s-ar putea să mai potrivească și la alții și mie. Ferice de cei cu inima curată. Mi-aduc aminte că odată eram în adunarea din Bosani și a venit la noi fratele Vorobeț, un apostol al Domnului, care a murit la 90 ceva de ani, a stat în Siberia, arestat, bătut, chinuit și îmi spune, fraților, eram la Vicov la adunare și m-a trimis Domnul la voi la Bosanci, era un mare proroc al Domnului,
ca să vă citesc versetul ăsta și o citit, ne-o explicat, știu că a fost grozavă predica, nu mai știu acum schița, că moșul n-avea schiță. Am întâlnit oameni pe care nu i-am înțeles în predică. Odată la noi, am povestit-o la San Piolten, am venit fratele Ilie Panțiru de la Prisicăreni, nu l-am cunoscut, am vorbit puțin cu el și l-am pus la predică la o binecuvântare de copii. Când s-a ridicat omul ăsta și a început a predica lucruri simple, știute, plângea în hohot toată adunarea. Eu căutam batiste, mă uitam, toți plângeau și omul așa de liniștit predica din Sfânta Scriptură, avea o putere extraordinară. Și când au venit fratele Vorobeț la noi, au spus, m-a trimis Duhul Sfânt de la Vipo până aici la Bosanci, ca să vă spun că e fericit de cel cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Știți că curăția noastră de inimă atrage unele binecuvântări pe care ne le dă Domnul. Psalmul 73, versetul 1. Da, bun este Domnul cu Israel, cu cei cu inima curată. Aș vrea seara asta să vedem care e curățirea, stadiul de curățire a inimii noastre. Pentru că Dumnezeu îi bun cu cei cu inima curată. Există bunătăți în astea temporare care le are Domnul pentru toți. Pentru că El dă ploaie și peste bun și peste rău, face să răsară soarele și peste bun și peste rău. Dar vine într-o zi când răul va fi pedepsit, iar cel bun va fi răsplătit. Dar bun este Domnul cu Israel, o virgulă, cu cei care au inima curată. Eu aș dori ca noi să avem inima curată și Domnul să toarne din bunătățile Lui peste noi, amin? Curăția inimii este un argument care ne motivează în rugăciune. Isaia, parcă 38:3, Ezechia plânge la prorocia care a primit-o de la Isaia, fiul lui Amoț. Se întoarce cu fața la perete și spune, adu-ți aminte că în timpul vieții mele am îmblat înaintea ta cu o inimă curată. Și am spus, ce bine că s-o putut ruga așa. Odată o soră de la Suceava povestea că o prietenă de ei o chemat în Austria să vii la lucru, că i-o găsit ceva de lucru. Ea nu ieșise din țară niciodată, a spus, te pui pe autocar, cobori în Viena și eu în Viena te aștept și de acolo mergi cu mine și te duc la lucru. Și povestea tânăra asta, s-a suit în autocar, a ajuns în Viena, a coborât și când a coborât în Viena, nu aștepta nimeni. Ea mai înainte de pe drum o tot sunat-o pe prietena ei, dar nu i-a răspuns nimeni. Și spune, a stat o jumătate de oră, a stat o oră, a stat două ore, am început să plâng, n-avem bani, nu știu limbă, în Viena, un oraș aglomerat, autocarul a plecat și eu am rămas acolo. Și spunea fata asta, m-am dus lângă un zid, m-am lipit de zid și m-am rugat și am început rugăciunea, am vrut să încep ca Ezechia, Doamne, adu-ți aminte, și n-am putut continua, că nu știam ce să mă rog. Mi-am adus aminte că la adunare nu prea mergeam, în timpul rugăciunii nu mă rugam, mai degrabă mă uitam pe telefon, mai degrabă, și n-am avut un argument cu care să mă rog, să-i spun, Doamne, adu-ți aminte de ceva. Și mai mare era plânsul ei acum, că n-avea un argument înaintea lui Dumnezeu. Împăratul se pleacă pe genunchi și spune, adu-ți aminte că eu am umblat cu inima curată. Să ne dea Domnul inimă curată, amin? În Ioan 3:21 spune, dacă nu ne osândește inima, avem îndrăzneală, dar dacă ne osândește, haideți să umblăm cu o inimă curată. Psalmul 97, parcă versetul 11, lumina e semănată pentru cel neprihănit și bucuria pentru cel cu inima curată. S-au vorbit mult zilele astea de bucuria cu care trebuie să venim înaintea Domnului. Dar bucuria asta, bucuria care vine de la Duhul Sfânt, bucuria mântuirii, este pentru cei cu inima curată. Eu câteodată mă gândesc când văd frații mânioși, întristați, supărați, că aproape n-ar da mâna cu tine, mă gândesc oare cât e de curată inima omului acestuia, de el nu se bucură niciodată. Că bucuria este pentru cel cu inima curată. Psalmul 7:10 parcă spune, Domnul este scutul meu și mântuirea pentru cel cu inima curată. Într-un final, Dumnezeu ne va mântui, slăvit să fie Domnul, amin? Bun.
Vorbim de curăția inimii. Eu am avut probleme și încă am probleme cu inima. Am probleme mari cu inima. Am fost mecanic locomotivă, toată viața am avut tensiune 11 cu 6. Și odată când facem vizită medicală obligatorii, au venit de la protecția muncii, de la medicina muncii, un control mare și când m-au controlat, au spus, dumitale, nu ești bun de mecanic. Ai o tensiune foarte mare. Eu vă spun drept, eu am crezut că e vrea ceva ce buc. Și am lăsat-o pe ea și m-am dus la o asistentă în policlinică, i-am dat 3 lei, era atunci, i-am spus, ia-mi te rog tensiunea. Spune, domnule, dar ce tensiune mare ai! Și m-a dat jos de pe locomotivă, n-am făcut o lună servici, m-am dus la o doctoriță specializată, mi-a prescris un tratament, cu aceea m-am dus la Iași, și încă eu îi spuneam la doctoriță, domnul mecanic, aveți grijă, matale, ești mecanic, răspuns de sute de oameni, poți să faci un atac de cord. Și eu spuneam, nu, eu am făcut o glumă, dacă mor, sunt alții, și i-am spus la nevastă, sunt mărite. Dar eu o doctoriță cu minte spune, dacă ai muri, nu i-ar pare rău la nimeni. Dar nu mor, paralizez și chinuiești pe mulți. Domnule, te rog frumos, ai grijă de inima dumitale. Și m-a dus și m-a pus la mai multe teste. M-a pus ventuză pe mine, m-a legat la aparate, stam. Eu n-am făcut în viața mea niciun control, v-am spus, analiză la sânge. Dar asta cu inima le-am făcut, că trebuie să le fac. Și îmi spune, domnule, face mai multe teste, să vedem inima dumitale cum arată. Eu vorbesc în seara asta de inima curată. Îmi dați voie să facem împreună niște teste ca să verificăm cât e de curată inima noastră. Primul test care îl facem în seara asta, îl facem împreună, așa? E testul vorbirii. Pentru că gura vorbește din prisosul inimii. Păi eu când am în inimă curățire, ies o vorbă curată, nu? Când am inima murdară, ies vorbe murdare. E logic, e simplu, nu-i nicio taină aici. Și acum vrem să facem testul curăției inimii din prisma vocabularului nostru, a vorbirii noastre. În primul rând, un om cu inimă curată vorbește curat. Geneza 43:3. Îi foamete mare, trebuie să plece a doua oară în Egipt, Iacob nu-l lasă pe Beniamin să se ducă, că e băiatul de la Rahela care îl iubește, și vine Iuda și îi spune așa, tata, omul ăla ne-a spus curat, nu îmi vedeți fața fără fratele vostru. Asta înseamnă că un om cu inimă curată vorbește direct, fără ocolișuri, fără insinuări, fără capcane verbale, fără vorbe cu două înțelesuri. Un om care are inimă curată se adresează curat, se adresează direct și vorbește curat. Da, al vostru-i da, nu al vostru-i nu, ce trece peste asta, e de la cel rău. În privința asta, sunteți curați la inimă? Avem o vorbire curată, omul ăsta ne-a spus curat, omul ăsta ne-a spus condiția directă, fără să mai negociem și să mai vorbim mult așa ca în politică. Să ne dea Domnul o inimă curată. Amin. În al doilea rând, omul cu inimă curată vorbește curat, adică nu se lasă influențat de părerile altora. Citiți în cartea lui Iosua, parcă, în capitolul 14, versetul 7. Se prezintă Caleb la Iosua și spune așa, adu-ți aminte că noi doi, împreună cu alții, am iscodit țara Canaan. Și când am venit, am dat raportul lui Moise, Moise o primit de la Dumnezeu porunca să-mi dea muntele ăla. Lasă-mă să mă duc să-l cuceresc. Știți că frații mei au înnegrit țara? Știi, Iosua, că au muiat inima poporului, că au ales căpetenii să se întoarcă înapoi, dar versetul 7 spune, dar eu am vorbit după cum îmi spunea inima mea curată. Cum stăm cu această curăție? Câteodată devin nepopular, câteodată deranjez, câteodată pierzi aplauză, câteodată pierzi voturi, câteodată pierzi în imagine, pentru că nu ai trecut de partea celor mulți. Dar eu să vă spun, erau 10,
aveau influență, au ales că pe tenii plecăm înapoi, oamenii vorbeau să-l omoare cu pietre pe Moise, dar eu am vorbit după cum îmi spunea inima mea curată. Să ne dea Domnul coloană vertebrală, frate. Dacă cunoaștem un adevăr, nu ne luăm după ceilalți, după mulțime, ci vorbim cu inimă curată. Să ne ajute Domnul. Amin. În al treilea rând, omul cu inimă curată vorbește curat în sensul că are un vocabular decent. Proverbe 23:33. Acolo spune, mai dinainte, ale cui sunt vaitele, oftările, gemetele, vânătăile fără pricină, ochii roșii și așa mai departe. Ale celor care întârzie la vin, care beau, nu te uita la vin când curge, face mărgăritare, înțeapă ca un șarpe, mușcă ca un basilic. Versetul 33, vei fi ca o corabie, inima îți va vorbi prostii. Eu întreb, un om cu inimă curată poate vorbi prostii? Mergem în Efeseni, în capitolul 5, parcă. În Efeseni, capitolul 5, mai citim un verset de acolo. Efeseni, capitolul 5. Și Biblia vine și spune așa. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Spuneți-mi, un om cu inimă curată poate vorbi cuvinte porcoase? Un om cu inimă curată, care e un sfânt al lui Dumnezeu, poate face glumii proaste? Dar când iese ceva, un cuvânt porcos, când inima îți vorbește prostii, cât e de curată inima ta? Eu am trecut de 56 de ani. Prin meseria care am avut-o 10 ani a repara locomotive. Niște ferătani mari, băteam cu ciocanul, piese mari. În câteva rânduri, mi-am dat cu ciocanul peste deget, s-a făcut unghia albastră deodată. Măi, așa mă durea, din curgeau lacrimi pe obraz. Și odată un coleg spunea, înjură, înjură și trece. Niciodată n-am înjurat. Niciodată nu mi-a venit să înjur în viața mea. Și am avut multe probleme. Dar ție când îți vine să înjuri, de unde îți vine să înjuri? Să spui, vai, am scăpat. De unde e scăpat? Unde era înainte de a o scăpat? Era în inima ta. Omul cu inima curată vorbește curat. Nu vorbește prostii, nu vorbește porcos, nu face glumii proaste, nu spune vorbe nechipzuite. Și așa trebuie să fiți voi în Austria. Amin? Și când sunteți între frați, și când sunteți între colegi, și când sunteți acasă, și când sunteți între străini. Mi-a relatat cineva, vorbea de un păstor și un frate pocăit s-a dus să cumpere mașina de la el, de ăsta nu știa că e pocăit. Spune, domnule, ce-o vorbit ăsta cu mine, ce glume, ce prostii. Păi eu când îl văd pe ăla în vun, pun capul în jos și nu pot să-l suport, domnule. Cum se poate? Sfânt la în vun și porcos în discuțiile astea. Și eu întreb, cât e de curată inima mea? Cât e de curată inima ta când vorbim cuvinte porcoase și glumii proaste? Hai să verificăm curăția de inimă acum, prin testul care se cheamă un test simplu, vorbirea noastră. Și apoi vine cuvântul Domnului și spune într-un psalm 94, parcă, acolo cu versetul 15, hai să-l citim ca să nu-l greșim dacă îl găsim, 94:15, ci se va face odată judecată după dreptate și toți cei cu inima curată o vor găsi bună. Când se face o judecată, fii drept. Când se face o judecată, ai inima curată. Că omul care are inima curată găsește dreptatea ca fiind bună. Să ne ajute Domnul asta. Și apoi mai am un cuvânt din 2 Corinteni, capitolul 2, vreau să-l citesc și pe acesta, și anume versetul 17. Căci noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, cum fac cei mai mulți, ci vorbim cu inimă curată, din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos. Nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu pentru nimic al lumii.
Nu lărgim calea mai mult decât o lăsat-o Domnul. Și nu o îngustăm mai mult decât o arată Scriptura. Apostolul Pavel spunea, n-am râmnit la aurul vostru, la argintul vostru, la haina voastră. În toate privințele v-am arătat că suntem vremnici slujitori al lui Dumnezeu. Vremnici să fim primiți de orice cuget omenesc. De ce am stricat noi cuvântul lui Dumnezeu? De ce am deslegări la păcat? De ce am face alte lucruri decât spune Sfânta Scriptură? Pentru că Pavel vine și spune, noi nu stricăm cuvântul. Noi vorbim în primul rând înaintea lui Dumnezeu. Eu sunt responsabil de predica mea aici în adunare. Dar primul care aude predica e Dumnezeu. Într-o zi Dumnezeu mă va chema, spune, de ce ai spus vorba asta? De ce ai folosit expresia asta? De ce ai făcut asta? Noi vorbim acum înaintea lui Dumnezeu. Niciun pocăit de aici din San Pertin sau de unde, la vine noi stat, unde sunteți voi, să nu-și permită să strice cuvântul lui Dumnezeu, ci să vorbim cu inimă curată. Doamne ajută-ne, amin? Bun, ne oprim. Hai acum să comparăm inima noastră cu Sfânta Scriptură. V-am dat 5 gânduri legate de testul curăție din prisma vorbirii. Vorbire cu inimă curată, vorbire fără ocolișuri, directă, o vorbire neinfluențată de alții, o vorbire cu un vocabular decent, o vorbire într-o judecată dreaptă și o vorbire sfântă din cuvântul lui Dumnezeu. Ne oprim și vă întreb, cât e de curată inima voastră? Cât e de curată? În multe din acestea, eu am găsit câte puțină murdărie și la mine. Poate aici, poate un pic de viclenie. Odată era un, nu vă spun cine că îl cunoașteți, un frate păstor s-a dus într-o adunare de la țară și acolo era un conducător mai în vârstă și la un îndemn de rugăciune l-a pus pe un frate care avea probleme. Și spune, frate, dar de ce îl pui pe frate? Să doar are probleme. Zice, băi, ascultă la mine, ăsta are gura așa de mare, când conduce o adunare, trebuie să ai un pic de șarlatanie duhovnicească. Ăsta când a auzit-o început a râde, ne-a spus și nouă, băi, să nu folosim șarlatanie duhovnicească. Adică, de dragul păcii, el nu merită, dar îl pun. Și de multe ori, ceea ce numim noi diplomație, Biblia spune că e viclenie și ne găsim vinovat. Eu aș dori ca toți de aici să aveți inima curată, amin? Amin. Mai verificăm inima noastră? Eu am pus mai multe aparate, să știți atunci. Atâtea aparate că m-am săturat de ele. Și nici n-avem voie să vorbesc. Că eu tot întrebam doctorul, să-mi tăi din gură. Când pun aparatul pe tine, n-ai voie să vorbești. Acum vă spun și eu vouă, tăceți din gură. Acum pun un alt aparat pe voi și voi numai vă verificați, vedeți valorile. Și hai să pun al doilea aparat, așa, un al doilea test. L-am numit eu testul bogățiilor. Testul bogăților. Și vine cuvântul Domnului și spune în Cronici, în 1-a, capitolul 29, se roagă omul lui Dumnezeu și spune așa, Doamne Dumnezeul nostru, din mâna Ta vin toate aceste bogății pe care le-am pregătit ca să zidim o casă, 16 și 17. Ție, numelui Tău celui Sfânt și ale Tale sunt toate. Știu, Dumnezeule, că Tu cercetezi inima și că iubești curățâia de inimă. Despre asta predicăm. De aceea ți-am adus toate aceste daruri de bună voie în curăția inimii mele. Și am văzut acum cu bucurie pe poporul tău care se află aici aducându-ți de bună voie darurile lui. Doamne Dumnezeul părinților noștri Avraam, Isaac și Israel, ține întotdeauna în inima poporului tău aceste porniri și aceste gânduri și întărește-i inima în tine. Despre ce gânduri? Se făceau dări pentru templu. Trebuia construit templu. Spunea David că Solomon îi împăra, dar încă îi plăpând și s-a ocupat el de strângerea pentru templu. Și David o dăruit cu bucurie, o dăruit cu curățire de inimă și se bucura, spune că și poporul dăruiește cu bucurie și mai face o rugăciune. Ține-le gândul ăsta. Să mă rog și eu?
să mă rog și eu așa aici la vineri noi ștad, când poporul dăruiește cu bucurie, n-am ni după ajutoare. Când poporul dăruiește cu bucurie, Doamne, ține-le gândul acesta. Spuneam că mai înainte că noi trebuie să slujim după nevoia bisericii. O singură dată în viața mea, când aveam mare nevoie de bani, mi-a spus frate Dragoș, du-te până în Austria, într-o adunare mare și cere niște bani. Măi, eu nu mă duc după bani, că poți să predici cât de frumos, să cobori foc din cer, dacă la urmă spui că îți trebuie niște bani, ai pierdut, te succes în predicare. Eu nu mă duc să cer, măi, du-te-mă și cere niște bani. Și am ajuns la adunare, o lipesc de păstor și îmi spune, măi, avem nevoie de niște bani, frate Dragoș, și îi hotărâri, nu facem strângeri pentru nimeni acum o perioadă. Dar tu ești prieten cu mine, ridică-te și cere tu. Eu nu calc înduiala, cere tu dacă vrei. Și m-a ridicat, mi-aduc aminte, am spus, frate, prima dată cer bani, nu știu să cer. N-am făcut nicio probă acasă, în fața oglinzii, avem niște voi de bani, dați-o niște bani. Și frate, mi-a strâns vreo 5.000 de euro atunci. Și când m-am dus acasă, a spus, bă, dar tu știi să ceri, ia mai du-te, dar nu m-am mai dus. Asta e prima și ultima dată. Am slujit nevoie, nu era darul meu, dar am slujit nevoie, o completare la ce v-am vorbit eu. Frații mei, Biblia spune așa, acolo unde e comoara voastră, acolo e și inima voastră. Eu am o predică despre lăcomia de avere, un păcat periculos tare, un păcat perfid. Știți de ce e periculos? Că nu-i sancționat de nicio biserică. N-am citit un proces verbal, îl punem pe Dragoș deoparte că-i lacom. Avem alte păcate, le sancționăm. Ăsta nu. Și totuși Biblia îl sancționează. Când vorbește Colosem 3:5, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patimea, poftarea și lăcomia care este o închinare la idol. Și Biblia când vorbește în Apocalipsa, afară sunt închinătorii la idol. Un lacom de avere nu intră în cer, fraților. Slujește în adunare, predică, cântă în fanfară, cântă în orchestră, poate fi în comitet, numai în cer nu poate fi. Vă dați seama cât e de periculos păcatul ăsta? Ei, și atunci eu am făcut un studiu despre lăcomia de avere, nu-l predic la voi în seara asta, dar atunci în zelul meu m-am dus la o adunare din Bucovina foarte bogată, cu oameni bogați, cu patroni, cu milionari, și am spus, fraților, am o predică nouă, se cheamă lăcomia de avere, îmi dați voi să o predic aici, că dacă nu mă lăsați să o predic aici, eu mă resemnez și eu predica și mă duc în Vaslui cu dânsa, să știți. Dar prezbiterul din spatele meu zice, nu te mai duci în Vaslui, predică aici. Ei, sunt mai multe capitole, definirea lăcomiei, ceea ce e lăcomie, de câte feluri este, dar un punct am numit eu determinarea lăcomiei. Și eu m-am gândit, nu pentru voi, pentru mine, eu sunt lacom sau nu? Și m-am gândit cu Biblia în mână, măi, oameni buni, m-am rugat, Doamne, eu sunt lacom sau nu? Și ca să aflu dacă sunt lacom sau nu, eu am pus trei întrebări. În primul rând, metodele prin care eu adun. Și acum este furat, mită, minciună, neplată, sila, să nu stoarteți nimic cu sila, în câmpul Evangheliei, să nu fie lacom, vrășmașa lăcomiei, că unii pot să câștige și din predicare și din slujire și predică câștigă bine și iar e o lăcomie. Și am urmărit toate metodele astea de modul în care se strânge averea asta. Și am vrut să văd cât sunt eu de curat înaintea lui Dumnezeu. Al doilea reper era timpul. Timpul care îl folosesc pentru a strânge. Pentru că un om necăjit, un braț de lemne, atât au strâns, niște surcele și Dumnezeu a spus, omoară. Măi, era păcat să strângi un braț de surcele, să faci mâncare la copii? Nu era timpul potrivit. Că le-a spus la evrei, strângeți cât un omer de man în fiecare zi. Dar în cozi înainte de sabat, strângeți doi. Dar să nu prind pe unul în ziua de sabat. Și Biblia spune că Moise stă la cortul întâlnirii, se uită și în ziua de sabat, voi doi plecați după mană. Dar cine aveau mană,
Doar aveau de ieri rămasă, ca pâine la frate, duminică aveau rămasă. Dar ăștia erau lacum. Acum eu vă întreb, cât lucrați pentru voi, pentru lucrurile materiale și cât din timpul vostru dedicați sufletului lui Dumnezeu și familie voastre? Și aici este un reper și aici eu văd dacă sunt sau nu sunt lacom. Și acum pun curăția inimii sub testul bogățiilor. Cât e de curată inima mea față de Dumnezeu când eu vin odată pe lună la adunare? Că n-am timp de rugăciune, nu vin în timpul săptămânii, nu vin la repetiție, mereu, mereu, mereu lucrez și spun, Doamne, în curăția mea te chem. Și a treia întrebare era scopul. Pentru ce strâng eu averea asta? Pentru că unii sunt chiar administratori. Adună mult, dar și fac multă binefacere. Duminică, cred că pe vremea asta, eram în orașul Timișoara, invitat la masă de un patron nepocăit, patronul în restaurant, care a venit în legătură cu noi, a făcut cunoștință cu un patron de la Suceava și sta de vorbă. Și ăsta îl întreabă, măi, văd, tu ai multe firme, ai mulți bani. Pentru ce trebuie să iei atâția bani? Și ăla știi ce spune? Ca să-i dau la săraci, ortodox, nepocăit. Ca să-i dau la săraci. Și că eu am citit Biblia toată, la început am dat 10%, după aia m-am gândit că e prea puțin 10%, am dat 20% și acum aproape totul dau la săraci. Dau la cămini, dau la orfelinate, unde știu că e un sărac? Și omul nu, o spunea cu multă smerire. Eu m-am uitat la el, mă, ce bun ar fi ăsta de pocăit. Și el avea o morală a lui, era în contact, părinții lui erau pocăiți, de aia ne-o și invitat. Și a spus, măi, ce-mi trebuie mie aur, spunea el. La ce-i bun aurul? Uscam, m-am gândit mult, aurul nu se poate mânca, nu se poate mânca. Aurul nu poți face medicamente din el, să faci un medicament să-ți treacă. Cu aur nu te poți îmbrăca, ce-mi trebuie mie aur? Că poți să mor cu pumnii plini de aur, să mor de foame în pustie. M-am uitat la omul, am avut o discuție mare, lungă cu el și am văzut că spune adevărul. Deci preocuparea lui era, o să măi, Dumnezeu îmi dă mie bani din orice, pe ce pun mâna eu fac bani? Și când fac bani, dau la săraci. M-am rămas așa tare mișcat, am spus, mă, ăsta e lacum sau nu-i lacum? Ca să determinăm lăcomia, prin ce mijloace strângi, timpul în care strângi și pentru ce strângi. Acum, tot vis-a-vis de salarul nostru, vine cuvântul Domnului vorbind de inima curată în Efeseni, capitolul 6, versetul 5. Robilor, ascultați de stăpânii voștri pământești cu frică și cu tremuri, în curăție de inimă ca de Hristos. Slujiți-le nu numai când sunteți sub ochii lor, ca și cum ați vrea să plăceți oamenilor, ci ca niște robi al lui Hristos care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Adică eu lucrez la un patron, lucrez pe șantier. Vine patronul, spune, măi, te încuiești camera asta, mi-e îndă 7 la oră, 8 la oră, nu, chiar nu știu cât se dă acum. Așa. Și eu îl pândesc pe el și văd, uite, mașina a plecat. Pun mistria în găleată, stau, vorbesc la telefon. Îi curăție de inimă? Îi inima voastră curată, oane? Doi frați au plecat să lucreze la Casa Poporului. Unul din ei mi-e prieten bun, proroc, un om al lui Dumnezeu. Pe al doilea nu-l știu. O plecat ăștia doi frați, i-au cazat în aceeași baracă și punea să zidească, erau zidare amândoi, când s-au făcut Casa Poporului. I-au dus cu forță acolo. Și unul cântaflu era zidea, al doilea spunea, ui, comuniști ăștia, m-au luat de acasă, Ceaușescu, ce trebuie așa acasă mare? Și în continuu bodogănit o lună de zile. Al doilea bucuros, cântaflu era, când le-au dat banii, la unul de 5.000, la unul de 7.500, ăla. Mă zic, băi, dar de ce a făcut diferența? Eu am lucrat ca pentru Domnul, tu ai lucrat ca pentru comuniști. Lasă-mă, măi, lasă-mă în pace. A doua lună mai mânios, la fel. A treia lună spune, băi, încerc fruir și eu și cândura asta. Ce să le faci așa dacă au timp pușcă comuniști? O cântat, o fluierat, una treia lună i-o dat bani mai mulți ca la cealaltă. Băi, de la ce asta? Ai lucrat ca pentru Domnul. Voi credeți asta?
că trebuie să lucrăm ca pentru Domnul. Fie cineva la lucru, lucrează cu inimă curată, frate. Nu-l pândi să vezi când a plecat patronul, stai, vorbești, cânti, culci și când vine el, iar bocănești, trântești. Odată spunea unul, băi, la noapte unul la lucru și îl bătea cu ceva așa. Bătea cu ceva și sta, vorbea la telefon ca să audă că el lucrează. Eu vă întreb, e curățuie de inimă? Nu. Acum, în testul ăsta al bogățiilor, verificăm curăția inimii. Noi vrem bani, toți vrem bani, că aveți nevoie. Dar cum adun banii ăștia? Unul s-a apucat să facă o investiție tare păcătoasă. O primisă mare a cuvântului. Fili face minuni, face botezuri. Simon se botează, crede, stă pe lângă Filip. Vine Petru și Ioan. Se coboară acolo, pun mâinile, primesc Duhul Sfânt și Simon îi spune așa. Veniți la mine, eu vă dau bani, dați-mi și mie puterea asta. Peste oricine îmi pune o mâinile, să capete Duhul Sfânt. Să uite Petru la el, spune, banii tăi să piară împreună cu tine. Că tu n-ai nici parte, nici soț în toată lucrarea asta, că ești legat în lanțul răutății și afară de lege și inima ta nu este curată. Fraților, dacă vrem să adunăm ceva, mergem la lucru, muncim, hai să muncim cu inimă curată. Amin? Când dăruim ceva Domnului, că acum am venit la dărnicie pentru templu și milostenii pentru săraci, după ce am adunat cu inimă curată, de acum dăruim cu inimă curată. Cum stăm noi cu dărnicia? Cum stăm cu inima curată? Că dacă nu vrei să dai, ai 100 de motive să nu dai. Dar David a venit și a spus, Doamne, Tu iubești curăția inimii. Tot ce am eu e de la Tine și ți le dau cu curăție de inimă și cu bucurie. Să ne ajute Domnul să facem așa. În 2 Corinteni, capitolul 9, vorbește de dărnicie. De acela care are nevoie. Eu așa mă bucur că sunt bogat, așa mă bucur că n-am nevoie de nimic din ce aveți voi. Mi-aduc aminte că am fost odată în America cu 3 frați și ne-a luat păstorul. Fratele John Tipei, dacă îl știți. Ne-a luat și spune, fraților, ați venit din România, aveți un proiect, vreo viziune, vreo nevoie? Și eu am spus, nu. Dar de ce ați venit în America? Să vizităm America. Și el se ridică foarte ironic la amvon și spune, fraților, avem 3 frați fără nicio viziune. Noi știm că toți care vin în America sunt trimiși de Domnul după bani, că are Domnul mari lucrări de făcut, dar n-au bani. Ei au lucrările și noi să le dăm bani. Dar oamenii ăștia n-au nevoie de bani, n-au nicio viziune, n-au niciun plan, ce facem cu ei? Dar el a spus ironic pentru alții care vin și cer și cer și cer. Eu nu vin la voi să cer. Dar dacă știți o văduvă și un orfan care are nevoie de banii voștri și voi vă închideți mâna și nu dăruiți, n-aveți inimă curată. Când voi aveți mai mult decât vă trebuie și altul nu are bucata de pâine, voi n-aveți inimă curată. Nu dăruiți cu o inimă curată și asta nu-i bine. Acum ne oprim din testul ăsta, că mai trecem la unul și gătăm și predică, da? Nu ne lungim mult. Am pus inima la verificare prin testul vorbirii și am văzut că suntem de curați. Am pus inima la verificare, curăția inimii, prin testul bogățiilor. David spunea, tu iubești curăția de inimă, tot ce am îți dau ție cu curăție de inimă. Să ne ajute Domnul să facem și cu noi, amin? Acum vrem să punem curăția inimii la testul fidelității conjugale. Am numit eu așa, aseară voi v-ați culcat, eu mai stau mult cu Biblia în mână. Și asta gând l-am primit de la Domnul. Un om s-a însurat, a venit o familie străină la dânsă, a văzut el o fată tare frumoasă și s-a însurat. Dar nu a apucat să-și consume căsnicia încă cu ea, că noaptea vine Domnul, îi se arată în vis și îi spune, te omor. Dar de ce mă omor, Doamne? Păi, din pricina nevei, aia e măritată, aia are bărbat. Hai să și citim Geneza capitolul 20, că vă uitați așa lung la mine. Când un frate care l-a botezat pe Mutrescu, partizanul Mutrescu, ăla s-a pocăit și l-a botezat, o afla securitatea și l-a arestat. Și era în pușcărie,
împreună cu un preot ortodox și cu mai mulți arestați. Și fratele ăsta vorbea mereu din Scripturi, era conducător de adunare, prezbiter din Scripturi. Și la urmă a venit preotul la el și a spus, auzi, dar tu de unde știi astea toate? La care el îi spune, din ziar, părinte, tu nu citești ziar deloc, pentru că preotul nu știe nimica din Biblie. Ei, eu nu vă predic din ziar, eu predic din Scriptură, Geneza 20 cu 4. Hai cu 5. Nu mi-a spus el că este soră sa și n-a zis ea însăși că el e fratele său, eu am lucrat cu inimă curată și cu mâini nevinovate. Acum vorbește Dumnezeu. Dumnezeu i-a zis, știu și eu că ai lucrat cu inimă curată. De ce te-am ferit să păcătuiești împotriva mea? Iată de ce n-am îngăduit să te atingi de ea. Omul ăsta s-a însurat cu inimă curată. Unii nu se însoară cu inimă curată. Unii nu se mărită cu inima curată. Dar omul ăsta, păgân, așa cum era el, o venit la Dumnezeu și a spus, Doamne, dar eu sunt cu inimă curată. Acum eu vă întreb pe dumneavoastră, în relația conjugală, aveți întotdeauna inima curată? Că scrie acolo în Matei capitolul 19, citim un verset cât nouă, eu o să vă spun că oricine își lasă nevasta afară de pricină de curvie și ia pe alta de nevastă, prea curvește. Și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Avea o relație intimă cu altcineva decât partenerul tău, este prea curvie. Și acum vreau să învăț curăția inimii mele. Niciodată nu mi s-a întâmplat asta. Mulțumesc Domnului. Dar vine cuvântul Domnului în Matei. Hai să și citim cuvântul din capitolul 5, versetul 28. Hai, 27 și 28. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești. Dar eu vă spun că orice cine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Acum ne oprim și verificăm curăția inimii. De păcătuit în trup, n-am păcătuit niciodată, cu trupul suntem curat. Dar când vorbim de înfrânarea poftelor și de poftele noastre, am poftit odată ceva străin? Gândiți-vă bine că eu vorbesc din Scriptură și Domnul mi-a dat cuvintele acestea pentru voi înainte de a pleca. Și nu numai pentru voi, mi le-a dat și pentru mine. Că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Când vorbeam de pofte, Psalmul 78 cu versetul 18 și m-am oprit. Au ispitit pe Dumnezeu cerând mâncare după poftele lor. Și am spus că asta încă e nevinovată. Dar în 2 Petru capitolul 2 cu versetul 10 spune că Dumnezeu va pedepsi pe cei care poftesc după trupul altuia. Vii la adunare cu nevastă, cu coșul, cu căruciorul și tu o vezi pe alta mai frumoasă. În America a plecat un frate din Bucovina, un om bătrân. Acolo se fac prezentări. Și îmi povestea cineva că a spus, avem pe fratele, nu-i spun numele, că-i chemat de Domnul o casă, avem pe fratele venit să se ridice în picioare, cu cine ai venit frate? Și el spune, îți veni cu soția mea și se ridică ea în picioare. Și el spune, cu cea mai frumoasă femeie? Și adunarea o râs toată, că erau fete frumoase, tineri la cor și tăți o râs, că s-a ridicat o babă în picioare. Dar moșul nu făcea glume, o zic, fraților, ea e cea mai frumoasă. Sau cel puțin așa o văd eu, că dacă n-aș vedea-o așa, aș fi nenorocit ca unii din voi care vedeți pe altele mai frumoase. Și atunci au adus aminte bătrânii din adunare că bătrânul ăsta e un mare proroc, că el nu face glume în adunare, dar i-a arătat Dumnezeu că mulți văd pe altele mai frumoase ca pe a lor. În Eclesiastul parcă 9 cu 6 e un cuvânt care îl spun pentru cei căsătoriți. Mai bine ce vezi cu ochii decât o frământare de pofte neîmplinite. Și aici mă rog ca Domnul să rădea curăție de inimă, fraților. Cum stăm cu curăția din inimă când punem testul ăsta al fidelității? Pavel îi spunea lui Timotei 1 cu 19 și să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut
și au rătăcit de la credință. Credința penticostală, credința care face minuni, credința asta cu care ne lăudăm, care am primit-o prin Duhul Sfânt, asta locuiește într-un cuget curat. Dar în momentul când cugetul, când inima mea nu mai este curată, credința nu mai stă în noi. Și acum am supus inima noastră la testul vorbilor. Am pus la testul bogățiilor cât vii de curată inima după cum strângeți și după cum dăruiți. Și l-am pus inima la testul fidelității conjugale. Cât de curat e cugetul vostru? Cât de curată inima voastră? Lansez întrebarea asta ca o provocare și închei predica. Poate era bine să vorbim și de metode de curățire, dar sunt frați care se predice. Gândiți-vă bine că curăția inimii atrage binecuvântarea. În al doilea rând am vorbit de proba curăție și am pus trei teste. Meditați la ea. În al treilea rând, ideea care nu mai continui. Cum putem dobândi o inimă curată? Și Dumnezeu are metode în Scriptură să ne curățească inima. Și aș dori dacă cineva și dacă în viața mea, și eu văd murdărie în inima mea, că trăiesc într-o lume străcată, un popor străcat, oameni străcați, trăiesc în firea pământească, dar mereu vin la Dumnezeu. Să ruga psalmistul David în psalmul 51 cu versetul 10, Doamne, zădește în mine o inimă curată. Pune în mine un duh nou și statornic, o metodă de curăție, venim la rugăciune. În Petru 1:22 spune, ca unii care prin Duhul ne-am curățit sufletele, ca să avem o dragoste neprefăcută de frați. Duhul Sfânt când ne umple inima, nu mai are loc mizeria, nu mai are loc murdăria. Ca unii care prin Duhul ne-am curățit, vreau ca voi să fiți plini de Duhul Sfânt, amin? În 1 Ioan 1:7 spune așa, dar dacă umblăm în lumină, după cum El însăși este lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Său, ne curățește de orice păcat. Apelăm în seara asta la sângele Domnului. Nu vă duceți murdare acasă, nu vă duceți cu inima murdare acasă. În rugăciunea care urmează, cere sângele Domnului. Și în Efeseni 5:26 spune ca să o sfințească după ce a curățit-o prin cuvânt și Dumnezeu să ne curățească inimile.